Salutare, oameni buni, și bine v-am regăsit la un nou video. Astăzi sunt undeva pe câmp. Între Prahova și Dâmbovița. Exact la granița dintre Prahova și Dâmbovița, cu domnul Gheauș. Am mai avut o filmare cu el astă vară. Ne-am întâlnit din întâmplare pe lângă Breaza. Și hai să trăiți. Este aici, bine te-am găsit, te-am regăsit, este aici cu oile, după cum vedeți, și cu 11 măgari, pentru că este plecat în transfumanță. De cât timp ești plecat în transfumanță? Păi dacă nu le-am mai mult, în octombrie, după 10 octombrie, dacă nu le-am mai mult. Deci după 10 octombrie... Stăm în transfumanță până în 10-15 februarie, dacă ține timpul, până la pătat. Este plecat de acasă. Casa. Departe de familie. Mai ne ducem și acasă, nu putem să zicem că nu putem pleca. Numai să fie timpul bun, să stea un băiat cu ele, că mai mult l-ai de une. Și cu câte oi ești acum? 740. 740 da. De oi. Numai oi mari și am 100 de sirlani, 40 de berbeci. E în jur la vreo 550 de pătați. Ar trebui. Și mai am văzut 40-50 de oi de sat la niște prieteni, înțelegi? Le dau sâmbătă, de-aia m-am tras aici la târlă, că vreau să le duc sâmbătă, le duc cu mașina la Breaza, de unde sunt eu. Oamenii, yeah. Eu le luam, le țineam până la final, dar nu au oamenii posibilitate. Aie. Hai lângă măgari ăștia puțin, așa, că de mine văd că se îndepărtează. El crede că dau după el acum. Învățați, că dau după el, De mine se ferește, nu? Da. Uita asta. Asta e fiindcă. Puneam pe ei pe toți, dar rupe că am trecut într-o pădure mai cu iji, așa. Și rupe, uite, dacă vrei lapte să-ți dau de măgăreață. Rupe bagajul după ei. De ce? Le și mulci? Nu. Am eu timp de mulci. Dar bă, e timp de păzit oile, dar să le mulci. Aici a fost o miriță de gri. N-a fost preerată, dar n-a arat-o la timp, că n-a fost oile alea. Și e numai bine pentru oi, nu? Da. E bine că are ce mânca. Era mai rău dacă era locul negru, arat. Dacă era arat, ce mânca? Nu. Era negru, pământ. Și voi cum dormiți? Așa, pur și simplu, pe câmp? Pe cum? Depinde unde prinde noaptea, că nu poți să tragi oriunde. Ai posibilitate să aibă și oile de ceva de mâncat, să nu fie aproape de șosea, că te mai fură somnul să duce, iese oile în șosea, ce faci? Se întâmplă alea? Sau la bucale ferată, de tren, sau la... Trebuie să fii totdeauna mai precaut. Da, practic... Să fii atent, totdeauna să dormi numai atent, că fracțiune de secundă, dacă ai ieșit pe șosea, ce nu e cineva atent. A, deci găsești un loc să nu fii lângă calea ferată, da, nu lângă șosea. Undeva mai departe, așa. Mai în mijlocul câmpului. Da, și undeva, într-o margine, să nu fie cultură să-i strici. Că dacă ai stricat cultura, ce-ai făcut? Vine ăla de Willy. Deci, că, până la urmă, nu trebuie să strici, că nu te mai lasă oamenii dacă strici. Dar ce vreau să te întreb, că eu nu mă pricep, din câte știu eu, acum nu se mai mulg oile, nu? Nu se mai mulge, din octombrie nu se mai mulge. Începe să fete, eu am băgat berbecii la 1 octombrie, ar trebui să fete cam după 25, 1 martie ale mele, că am băgat târziu. Lasă-le, bă! Lasă-le așa, am băgat mai berbecii mai târziu, că să fete toată ziua, bună ziua, te chinui cu ele, că vine timpul rău, îl cari în brațe, așa știi, bă, după data de ele alegem, până pe data de față. N-ai ce să faci. E mai greu cu personalul, cu oameni. Ești decât tu cu băiatul, nu? Care era și asta vară cu el. Nu, ăla l-am la vaci acasă pe ăla, nu la... Am înțeles. Da, ăsta-i alt. Da. E cam la fel toți. E cam egali. Și spune și nou, cum decurge o zi normal, așa? Păi cum, depinde de... Trezirea? Depinde și de zi. Dacă a plouă, cum a fost acum două nopți, nu azi noapte, alantă noapte, a fost, dormi sub folie, dormi mai atent, pleacă oilii. A. Pleacă când plouă, că nu e liniștite și nu dormi nici tu atent.
Nu e, adică nu e o oră să zici, gata, ne sculăm la 7. Nu, tata, acolo, aici nu e. Trebuie să fii atent totdeauna, te scoli. Adică dacă plouă noaptea, practic, nu prea dormi. Mai dormi, dar mai așa, mai... Nu dormi cam casă, dormi... Auzi folia păcănind pe tine. Stropii. Da. Hai? Uite, căciula de 3 zile nici acum nu s-a uscat. Ia, bune mâna mea. E puțin umedă. Da. Hai? A plouat, a plouat. Și sub folie face condensă, scurge din... În folie, cu ce respiri, cu ce... Plouă, ninge... Păi plouă, ninge, asta e viața, n-ai ce să faci. Altceva n-avem, adică eu n-am altceva ce am făcut, decât așa ceva. De mic am făcut așa. Câți ani ai? Eu am 37 de ani. Mulțumesc. Mulțumesc. Și de mic copil? Păi după la 11-12 ani. Am fost la un vecin acolo, până la 20 de ani. Am fost la el și la unul, eu n-am schimbat ca ăștia, mă duc la 10 ciobani. Am stat decât la unul acolo, ce dacă mă duc la altul, nu mă pune tot la voi, ce mă pune? Și am stat la ăla, câțiva ani buni, și din 2006, ia să iau eu, bă, cum păzeam la ăla 7, 8, 900 de voi singuri, la mine nu pot să păzesc, și am luat-o înainte, bă, ce am putut eu să fac, știi? Dar acum câțiva ani erau oameni mai buni, mai serioși, și aveai bază în ea, acum nu mai ai bază. Dacă mă duc o seară acasă, nu pot să dorm de frică, că, aoleu, dacă le-a făcut somnul pe ăsta, nu-l simte, bă, uite. Aoleu, s-a îmbătat, ce faci? Practic trebuie să fii tot timpul... Numai aici, și dacă ești plecat, zic, nu stau liniștit, că stau cu gândul, aoleu, dacă plec. Dar astea, uite, învățate, dacă ai făcut focul și ai dat după măgari și măgarii legați, nu mai pleacă. Rar să le sperie de câini, de ceva, că ele nu pleacă, că, uite, învățate. Bă, uite, nu vezi că mănâncă numai lângă mine, pornești. Da, văd cum te miști tu, se mișcă și el. Da, da. E oi învățate, trăite numai de mine și e oi de o mână, ce e 40 de oi de stat în rest. E oi de o mână. Că se vede care e, zic, oi de alea mai de multe curți, că umblă zăpăcite, astea umblă o coardă toate. Acum e un pic derutate că am trecut până toți câinii prin sat cu ele și e zăpăcite. E, nu e ele cum trebuie. Că și animalii, dacă te vede pe dumneata și mirosul, te sperie, nu mai e ca cum sunt eu. Înțelegi? Ștăria! Iată cum se uită. Vezi cum se oprește? Da. Trebuie să... Câți câini sunt? Văd un, doi, trei, patru. Patru am și am pe aia mici de întors, dar nu prea ai ce face cu câini aici, că erau cu vânătorii, cu ăștia. Vânătorul nu se mai uită, ți-l împușcă direct. Poți să-i spui ce îi spune, și jujeu și tot. Se vânează acum? Vânează iepuri, fazani. Nu știu că nu sunt în tema lor, dar... Aleargă și ăștia, sâmbăta, duminica e jale cu vânătoarea. Dar ce vreau să întreb? Sunt aici? Nu cred că sunt... Nu, am mai fost, am auzit-o către Ploiești aici, către noi, dar în zona asta n-am văzut de ce să vorbim. Da. La noi la Breaza, da, dar aici în zona nu e nimeni. A, pe e bine din punctul de vedere, că... Păi da, da, e lumea rea. E lumea rea, pune numai lasuri, șbilțuri, trebuie să fii atent când treci, să agață oilii. Înțelegi, nu e... Să zici că ești ca la munte, stai de aici până acolo, e al tău, de aici până acolo. Aici trebuie să fiți numai atent. Că dacă acum ai greșit, nu e greșit, nu-i poți să-i mulțumești pe oameni niciodată. Și dacă am greșit, că am mai scăpat ăsta, astă vară, oilii până porumburi, le-am plătit, că nu pot să mă cer cu omul, știi? A, e, ce să-i faci? A plătit, i-am oprit, îi opresc banii, că eu nu te plătesc să te înveți să lași oilii în porumb, eu te plătesc să... A, se mai îmbată și mai, mai greșește. Din 31, din 30 de zile, n-ar fi 10 bune. Aole. Păi n-ai ce, că e... Și toți e. Și tu trebuie să fii tot timpul treaz, să fii lucid, da, să... Da, nu-i vorba, că și eu dacă... Ui, știi! Și eu... Nu pot să zic, că și eu dacă scap, nu mă bate Dumnezeu să vorbesc. Beau o zi. Da, nici toată, adică ziua aia beau, vorba bine, da? Mâine suntem oameni de treabă, gata, știi? Dar vin și nu prea mai. N-are nicio gară. Să aibă baterii la telefoane, baterii la aparate. Traista. Uite, Iosdanu, cum îl duce.
Dacă te duci un pic să-l înfilmezi, să vezi, hai că te trimit după aia. Să scoată ce are acolo, să vezi. Arsenalul. Da, da. Te-am spus de dimineață, o țuică, un vin. La ce le pui, mă, te ajunge o jumate. Băi, ce să fac o jumate? Ei, dacă beau 200 de grame, gata, m-a găsit, păcat. Dar ăștia nu, băi, frate, ăștia nu. Dar ce să faci? Asta-i, facem treabă cu ei, mergem înainte. Ca alții n-ai de un să mai iei. Dar ce vreau să cred? Pentru restul măgarilor, ai spus că puneai bagajul? Mai mult. Da, bagajul? L-am. Dar n-am pus acum că nu mi-a trebuit, că dacă stau aici 3-4 zile, n-am la ce să-i chinui. I-am pus pe ăștia mai blânzi un pic. Că așa trebuie să pun sarea la uei, trebuie să pun mălai, trebuie să pun să am acolo pentru o săptămână, știi? Ce-mi trebuie mie. Hai că încerc să vin diseară. Cum vrei, nu-i problemă. Încerc să văd și cum vă faceți patul, cum gătiți, facem un ceaun. Ăla, măgar, bagajul meu e pe măgarul ăla, dar am pus mâna. Iau căsup și mă pun lângă ele. Ce pat să fac? Locul de dormit, să zic așa. Vorba lui Tescobar, atât s-a putut. Dar tot pe măgar, ceaun, mâncare, tot ce faceți? Da, toate alea, da. Practic, da, că unde să le aveți aici, da, în câmp? Că n-ai cum să... Pe ce să le pui? Și nu poți să știi că, de exemplu, dacă a apărut două tractoare de alea bune, dar păi are 100 de hectare în două zile și trebuie să te muzi în altă parte. Înțelegi? Are utilaje, păi are de 9 plug brazde, păi ia 9 metri odată aproape. Are utilaje de... Păi când a plouat alantă noaptea, a arat unul acolo, toată noapte. Toată noaptea a arat. Până a terminat toată tarna, că mai stăteam în zona aia, știi? Asta e toată socoteala. Stai, uite ce vin și măgari, ușurel, așa, da, și câinii. Păi, dacă aveam greutate pe ei, era numai lângă mine. Să dau jos. Dacă aveam greutate, stătea să dau jos pe ei, jos, dar... Ce să faci mai... Măgar, măgărițe și sunt și pui. Am văzut unul care sugea la țâță mai devreme și mai sunt ăștia doi aici, nu? Unul. Ăsta mic cu pui și cu ăla care e în spatele lângă măgar asta, dar ce? Uite, îl dă să scarpină cu piciorul. Vin câinii, dacă e chiar, haide băiat, hai! Am bătrân, da. A fost câini la munte când mă duceam, n-aveam treabă de nimic, am făceam. Aici s-a mai prostit că tot cerți toată ziua, trece un biciclist, trece o... Trebuie să-i cerți că sare. Și se duce și se prostește câinii, că... Când ajungi la fetița, așa, ok, la fetița. Când îi dai gură la câine, trebuie să-l ajuți. Așa, când îl cerți, îl cerți. Ca și un copil. Face prostie, l-ai certat. Da. Ce face fata? Mă vede cu ăsta mână și de-aia se uită așa. Nu face nimic, dacă e... Noi, că sunt prieteni cu câinii. Întotdeauna mâna invers o dai la câine, așa. Așa. A trebuit, trebuia să fete, dar cred că a lăpădat, a trecut pe DN-ul ăla unde m-ai așteptat după mine și a bușit o mașină. Băi, da, cred că a aruncat-o pe 12 metri în sus. A, de un camion. Păi iar în picior. Dar știi, când a căzut, nu știa unde să se ducă. La vreo 3 zile a venit de bușitura aia. Un camion a dat peste ea? Da, un tir de ăla. Eu am certat-o să treacă, dar n-am mai... Uite aici, totul la picior, stai pe aia. Stai cu minte, uite, vezi? Că te dai aici, el a rupt. Am înțeles. Înțelegi? A fost bușită, mai peste tot. Vine că și-a revenit. Ei, aia e, da. I-a stricat lui ăla, bara, i-a stricat mai multe alea. Mai des mai pe cap acolo. A stricat mai multe, uite, uite, vezi cum merge. Da. Tu ai și copii, nu? Da. Mai mă ajută la treabă, mai fac treabă cu ei, mai stă cu berbecii când îi aleg, facem treabă în familie. Mai vin și ei pe aici? Acu timp de iarnă nu, că e la școală, nu, în vacanță, iarnă. Da. Nu, iarna nu. Deci, practic, tu nu prea vezi familia. Faci acasă, iarnă. Nu că mă duc, o să mă duc oricând dacă am posibilitate să-l las pe omul ăsta, da? Poți, dar nu prea poți. Nu prea pot să mă duc, n-am în bază, Daniel, nu mai e oamenii care... Când eram eu și îmi dădea ăla un cârd de oi, bă, ai grijă să răspunzi. Păi dacă te duci la un cioban acum și zici, de ce ai plecat, mă, de la Cătălin? Păi nu mi-a dat bani. Păi da, el cere banii până vine la oi. Ce lasă de mică, întrebe. Și mâine nu știu dacă îl mai găsești acasă. Dacă ai dai vă câteva de astea, te cheamă la poliție, poliția ce, de ce l-ai bătut?
De ce ai dat bani? Cere banii dinainte? Da, trei sferturi din ciobani așa ce. Plus mâncare, că te sună, dă mesaje, vreau aia, 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 aia și poate acasă la el nu mănâncă așa ceva. Am înțeles, deci sunt și banii plus mâncare? Da, păi cum, normal că îi duci orice. Da, eu nu știu, întreb. Da, te sună sau îți dă mesaj, că care e mai deștept, așa îți dă mesaj. Ce zice? Iam baterie, am aparate, dă mâncare, încarcă în telefonul. Iam baterie externă, iam dale, iam cizme, iam haine. Că ciobanul e, știi cum e? Și măcar dacă își face treaba bine. Nu și-o mai face. Nu mai e ciobanii să-și o facă. Rar să-și mai facă. În ziua da, rar. Nu mai e ceva. Eu nu știu cât se plătește, dar mă gândesc 4.000 de lei plus mâncare, da, plus una alta, 30.000 de euro. Eu zic că pentru... Și niște, băi, nu ține cas că-i dai. Adică un patron mai mare ca mine, nu ca mine, știi? E alții care are 2-3.000 de oi. Ăia și n-are timp să stea de lei. Ăia-i dă să... Dar nici treabă nu-și mai face, că ăla n-are timp să le controleze toate. Da. Deci, că oaia... Care din producție... Păi normal, că dacă ai 600 de mânzări, oaia trebuie să scoată și produsul ei, să scoată și cheltuielii care dumneata le aduci la băieți acolo. Dar băieții nu mai gândește pe aia. În loc să-l închege laptele, îl dă la câini. Sau cașul vine unul, le dă o sticlă, le dă... În loc să mânce ei produsul, dă la altul. A, mai vinde... Păi cum, mai repede vinde mâncarea decât să o mănânce ei. Mai bine le unge gâtul decât... Am înțeles. Nu e ce trebuie, dă-i pot. Nu știu dacă să mai duce generația asta mult timp, na. Că n-are cine să o mai ducă. Că nu vezi pe unde te duci să vai, te dă oameni, numai de oameni. De cât să ai tu grijă de ele... Păi ai, dar uite că mai e și altele de făcut și îți rămâne în urmă, că n-ai, dacă nu faci tu, nu faci. Dacă, de exemplu, rupe oile, o corlată de-aia, păi ei nu mai repara, așteaptă să vii tu de acasă sau de un evit să o faci. Păi pune, bă, de-aia ți-am adus, pune, ți-am adus tot ce-ți trebuie, fă-o, mă. No. E cum să scoală cutuciu de cafe. Da, zici că e nebun. Da, cutuciu și cuțoiuri. Dar nu se face treaba așa, treaba... Hai mă, facem și de-astea, mă. Nu, e oamenii nu mai aici. Da, Flori. Auzi. Aici. Atunci, că e obos. Iete, măgarii n-are stare, știi? Că a văzut că i-am zăpăcit noi, ui. Oricum, trebuie să fii rezistent ca om, să stai o iarnă întreagă. Da. Dacă nu o făceai de mic și din plăcere, nu cred că aveai cum să stai, că... Să fii cioban e viață de câine. Cum doarme câine afară, doar, dar nu doarme orice cioban. A, bănesc că și place într-un fel, că... Păi mie îmi place, da. Nu te obligă nimeni să o faci. Da, Doamne ferește, nu mă obligă, da. Da, ai nevoie de ajutor și înțeleg, nu mai ai bază în oameni și... E greu, dar nici nu îți vine să o lași. Păi nu vine, da. Eu le păzesc și singur, dar nu-i probleme, mai rău când treci într-un sat, pe șosea, pe stradă, sau se întâmplă că mai moare cât o oaie de porumb, mai cade după un măgar și al naibii dacă a plecat ăla, și pleacă, nu stă, trebuie să-l ți-l țină, sau se întâmplă ceva cu tine, ți-e rău. E niște treburi. Da. Și să ții 600, aproape 700 de oi, să le ții, nu e ușor. S-a întâmplat să te îmbolnăvești? Păi am fost acum, văd o săptămână răcit, de-abia... Mă crezi că mă ridicam în genunchi așa, nu știu, mă durea toate alea. A, și erai în continuare cu oile. Păi am fost cu oile, păi ce să fac? Și nu știu, dacă faci febră și... M-am trimis cu băiatul ăsta la farmacie, mi-a luat niște alea, mi-am revenit, mi-am făcut niște ceaiuri eu de măcea și de ce am găsit noi pe aici, dar știu noi că mai facem, dar mi-am revenit. Înțelegi, da? Dar am fost, vă, două zile, trebuie mergeam. Mă durea oasile așa, nu știu ce să... Ai febră, ți-e rău, da. Nu contează, trebuie să stai la... La datorie. La datorie. Da, mi se pare o muncă nu grea, foarte grea, adică da, fiecare domnule, cum da. Vede și cum e obișnuit, dar eu unul cel puțin pot să-mi dai 2000 de euro, nu, adică și dacă aș vrea, sunt sigur că n-aș rezista. Păi eu plec, mai dorm în mașină, da, plec o săptămână, acum a venit frigul și sunt în mașină, am o saltea, ceva, nu stau așa pe șuvă. Trebuie să... Și mi-e greu. Să-ți placă ce faci, să-ți placă. Și să faci în dragoste și... Dar uite că nu ai cu cine lupta, știi? Poate să fie
minus cât ar fi, n-am nicio gară. Ce... Câți copii ai, când nu mi-ai spus? Am mai mulți. Și ai și mai mari? Da, mărișoare. 37 de ani, cât ai? 18 ani cel mai mult bănuiesc. Da, am o fată de 18 ani, face 18 ani, are 17 ani, a făcut în octombrie. Mai am o fată, are 13 ani, mai am un băiețel, are și ăla 7 ani, o fată 5 ani și mai am unul, dar a făcut 4 ani. 5 copii? Da, și s-a încheiat. Să trăiască sănătoși. Da, n-am treabă cu ei. Nu te bucur de ei, eu întrebam că, hai că, din ce înțeleg eu, fetele nu prea stau ele cu ele, mă gândeam poate... Mai face și ei, de ce să zic. Poate băieții când or crește, crezi că o să vrea să continue? Păi, dacă le place, face pentru ei, știi? Cele le-ai lăsa eu, dacă ne-a ajutat Dumnezeu să mai facem ce mai putem face, dar dacă vrea. Și pășun nu mai e că nu mă construiește ăștia, nu mă construiește. Acum munții cine i-are? I-are numai bogații munții, care ia sute de mii de euro subvenții. Păi, să mai e un crescător adevărat cu 5, 600, 700 de oi care să aibă un munte nu mai e. Are ăla care le are în șifoner pe oi. Crotalele lor în șifoner. Acolo e oile. Mai e de ăștia să stea după oi? Nu, frate, că nu mai. E numai șmecheria. Sute de mii de euro. Miliarde. Tu știi câți bani să dă pe munte? Rămâi mască. La un munte de 200-300 de hectare, la vă 200 de euro de hectar, 200-300, depinde cu agromediu cât e. Da. Nu mai e ceapul. Ce frumos sunt și măgărușii ăștia. Apă, el i-a învățat la mână. A, uite și șuba. Aia e șuba acolo, nu? E cojoc. Bănuiesc că ține de cald bine, nu? Din moment ce... Dacă vii diseară, vezi diseară. N-am treabă, dar... Nu... E totul... Dar nu... Și în cojoc trebuie să știi să și dormi, că dacă nu dormi așa mai cum trebuie, dacă nu cam pat, tot se frig. Că nu ești în casă, dar trebuie să mai dormi mai... Mai nemișcat. Nu nemișcat, că poți să mai ți amorțește oasele, dar trebuie să dormi mai strâns, să știi să pui cojocul, că dacă l-ai pus... Intră gerul, mai ales acum... Pe... Aseară au fost minus 6-7 grade. N-am avut gară. N-ai nicio treabă, n-am nicio treabă. Nici n-am simțit nimic. Adică frig sau altele. Că și zice, la un moment dat e clima asta te înveți cu ea. Știi? Dacă plouă, eu nici nu... Adică văd ploaia că curge pe mine, dar nu mă simt tot. Când mergi acasă, nu ți-e cald? Păi nu prea poți să dorm de căldură. Nu prea poți să dorm, că e cald. Mă ustură pielea, mă... Uite, de exemplu, la primăvară, în mai așa, mi se ia un rând de piele după la urechi. Că mai degeră, mai trag eu căciula asta. Uite, acum e cald, am îndoit-o, că vine mult pe cap. Când e frig... Urechi. Păi nu, că nu mai vine, că se strânge și pielea e... Nu e ce trebuie, este ursul... E vină multă. Da, vine și asta. N-are nimic. Vine și asta, mister, băi. Da. Verică. Salută și tu omul ăsta, spune și tu câteva vorbe frumoase. Salutăm, domne. La mulți ani la Andrei și la Andrei. Și de 1 decembrie pentru România. La mulți ani, la toată lumea, sănătate. La toată lumea, la toată lumea. Da, stai. Ia uite, ce frumos e mângărușul ăsta. 4 luni. 4 luni? Da. Așa, ce faci? Ricu-i! Ai cu minte, Ricu! E, gata! E, s-a speriat de frică de cameră. Da, da, el vede bățul ăsta pe care țin camera și... Dar ce am înțeles eu că... Vede ea! Oile astea au carnea cea mai bună, care turcări? Sunt mișcate tot timpul, care nu stau prea mult. Păi n-am prea făcut diferență de carne, că n-am mâncat în altă parte, am mâncat numai de la mine. Da. Să văd, adică o oaie închisă, da? Nu știu de ce să vorbesc prostii, că n-am făcut comparații. Normal are logică că... Poftim? Normal are logică că se mișcă tot timpul, trebuie să fie da. Mai păi, nu, eu sănătoase. Simt.
o lună jumate le țin închise, cât fată, în rest le dau drumul. Eu nu le țin, că n-am... Le țin atunci cât fată, le dau porun. Lucernă, pânce le-am luat eu acolo. E cheltuială mare, nu se ține ușor atâtea oi. Și ăștia le face numai pentru ei, nu le face pentru noi nimic. Stai liniștit. E dacă ați spus asigurare la mașină sau treci pe undeva, pe unde n-ai robinetă, te-a luat camera. Da. Păi ei cât te face, nu-i mai ia dracu. Să iau imunitate. De ce? Da, să iau unde ăsta care... De parlamentar. Să fac un parlamentar, de ia vină mă să stai o săptămână cu mine. Băi. Ce o săptămână? Două, trei zile? Nu să-l iau eu, dar să fie timp de la rău, nu bun. Ia vină mă încoa să stai. O ninsoare, o ploaie. Dar să dea așa, non-stop, cum a fost acum două, trei zile și noapte și ziua. Hai, dă-i înainte. De ce crezi că stă? Nu stă. Păi, îi scad în pedeapsă. Se îmbolnăvește din prima zi. E... Prisoane, febră. Da. Îl ia frigul. Îl ia frigul săracul. Nu mai e ce a fost. Câtă greutate zici că are berbecul ăsta după mata? Nu știu. Ia-mi filmează și văd. 70 de kg? Viu cred că are mai bine. Mai bine de 70. Ia-mi filmează și păia doi. Și e miuări. Ăla e 2 ani, ăla are 3 ani. Și cu ăsta dă. Și ăsta e mai blând. Ți-a rupt la naibii să ia la bătaie când stai zilul pe coarne. Ăsta are colul rupt. Da, să mai ia la bătaie. Să mai ia la bătaie. Care e cel mai mare de aici? Am doi cumpărați. Uite ăsta, belul ăsta. Înțelegi? Belul ăsta și încă unul. L-am cumpărat de la un pădurar după la tăienarii buni. S-a scoate niște miei buni. Că trebuia să le alegi, surcăni, țigăi, dar cu cine să le mai păzești? Cu cine să le mai păzești? Și la cât mai opresc eu 100 de miei din 500, am ce alege. Da, aia le-am și lăsat, o lăsa mereu amestecat. Și acum toată iarna pe unde ai? Că în afară de zona asta te mai miști, mai mergi, mai departe? Păi vedem acum, suntem pe zona pe aici până... Vedem când o ara băieți ăștia, te mai duci în stânga, te mai duci în dreapta. Uite, de exemplu, mă duc până în partea elantă, știi? Până la pădure încolo? Da, pe acolo, aici e un izlaz, știi? E izlazul de la oameni. De la că trebuie să fii și lângă o sursă de apă. Păi le dăm la apă, că nu poate să... Ai, cu o zi, două poate să stea nebăută, dacă noi dau la apă, apă e bea. Dar dacă plouă nu-i problemă, că nu mai bea apă. Mănâncă ud. Ah, da. Și contează să le pornești dimineața, să... Tot ai plecat de acasă. De ce ai plecat? Să te uiți la ele? Te duci să cauți să fie bine, știi? Și pentru ele, și pentru tine. Că n-ai ce să faci. Asta e situația, n-ai ce să faci. Trebuie să dăm înainte. Tot înainte, mai ales. Păi ce să mai facem acum? Cu atâtea sute de oi. Ce să fac? Îmi plăcea mai bine la munte, dar e viața mai grea. La munte e mai grea, că nu merge mașina până acolo, nu? Dar te duci să-i faci pe alții oameni. Să ia ăia sute de mii de euro și tu să-i stai, să-i pășunezi muntile. Și mai bine e să-i mai dai și tași de brânză. Păi pentru ce? Și statul ăsta dă numai la ăștia care are timp. De exemplu, dacă să faci o licitație într-un sat, eu de unde să știu de licitația aia, dacă sunt cu Eli? Ăla știe de licitație, că ăsta stă la cafea, la o terasă, citește ziarul, eu ce citesc? Da. Ăla are timp, nu? Dar ia pune-l după Waze să stea, stă? Nu stă. Oameni, de unde mă iei? Că nu mă e. Acu care mai are Waze, se păzește ei, că... Se strigă... Ai găsit un cuor de adălțel de-a lui băiatul ăsta cadou? Aha. Am acasă, vă, 50. Chiar că e frumos. Ce anume? Coarne de sap. Da? Da, uite, l-a găsit. Uite, ți-l oferă ție cadou, că uite, eu am vă 50. E chiar nou, nu uite. Are pe la cameră. Are sânge la... E rupt de azi. Ai, de căprior. Da. Ia altul cadou. Mulțumesc, chiar îmi place. Frumos, frumos. E de pui, nu?
Nu, așa le crește, așa la țap. Le pică la un an după. La țap. Da. La țăpei de ăștia, nu ca la lopătar, la cierbi. E țap. Căprior. Da, domne, da. Că e țap, uite, știu că e ăsta de la... Nu, 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 așa îi zice și la ăștia, tot țap. A, da? Uh-huh. Unde eram, pe griul ăla? A venit ăsta cu el lângă. Cățelul? Da. E țap, știa că e masculul la, cum e ce, la capră. Da, păi ăla e, da. Da. A, ăsta e de la mascul, da, de la capră? De la căprioară sălbatică, de la țăp, da, de la țap, da, sălbatică. Că acum le cade coarne, uite, vezi că acum e căzut proaspăt. Eu îi sânge pe el. Înțelegi? E proaspăt. Da, da. Dar eu de când tot fac ce de fac, am vreo 50-60 și ți-l donăm ție. Da? Da. Mulțumesc. Știi ce mi-a făcut acum un an de Moș Nicolae? Tot așa, trăsesem undeva și era un ger mare. Și a zis să-mi bag cizma în picior, că mi-o susă casem, mi-o bielile la foc. Ce n-ai vibă de lumii în cape? Când el a găsit ziua un corn de ăsta și mi l-a băgat în cizmă. Cadou. Mai știi, mă? Da, pe corn. Când mi-a băgat, zice, dă unde, ce ți-am făcut cadou. Înțeleg? Pe timpul lui Ceaușescu, coarnile astea erau preferate pentru cuțite. Ei, cum știi, mă? Coarnile de căprior. A, se făceau mânere la cuțite. Da, se făceau mânere la cuțite. Da, da. Și... Îl spinteca acolo pe jumate. Dar ăsta e frumos. Nu te urcule în față. Și pune lama. Da, da, da. Da. Hai să le... Îl ducea cam până pe aici. Păi da, dar alpinii sală, da, da, un colidor, da, să nu te înglodească la mână. Da, da, da. E dădea cu ăsta, cu ghiul de ăsta mică. Da, da. Cu iede al tău. Lasă-le așa, hai să... Hai scolo un pe tocătura aia un pic, să mănânce și pe... Hai, pai! Hai că am nimerit bine astăzi, zi frumoasă! Astăzi a fost bine, că ce să faci? Soare! A fost și rău destul! Da! Hai și așa, mai și așa! Așa trece viața, ce e? Zile bune, zile mai puțin bune! Ce să faci? După ploaie vine soare! N-ai cum, ai văzut? Odată așa, odată așa! Nici matale acasă nu dorm bine în fiecare noapte! Da. E o noapte așa, o noapte așa. Dar ce vreau să zic, că tu mai sacrifici de când în când pe timp de iarnă acoasă pentru mâncare? Am mai avut, am mai dat așa cât o dată mai bătrână care o mai scot, care, de exemplu, dacă a fată și o bași pe graj, mai răiește, mai moare, mai moare ele, a mai murit ele de porumb, cred că vă 20 de oi am tăiat toată toamna. A fost porumbul pe jos și moare. Unii scapă, unii nu, ce să vă, le-am făcut pastramă, că altceva. Bun pastramă. Păi e pastramă, dacă n-ai venit, că n-a fost. Vin eu, vin eu, altă dată. Și uite-le acum, uite, nu, de-aia zi, iară, că nu mă vede pe mine în față, să le vadă cum să le duc. Hai, paci și ea. Nu știu, oia, dacă s-a mulăbit, imediat moare. Hai, băieții! Vedeți cum stau câinii în spatele turmei? Acolo e unul mic de întors oile. ...700 de oi, 11 măgari, 4 câini mari, 2 mici și uite așa se stă iarna zi de zi, zi de zi cu oile la păstorit. Mi se pare o muncă foarte grea, trebuie să fii puternic, n-ai cum. Deci oamenii ăștia sunt, cred eu, cei mai puternici oameni, să doare sub cerul liber.
atâtea zile la rând. Că e frig, că e ploaie, nu contează. Și toată ziua stătea așa, pe câmp, pe deal, pe munte, în funcție de fiecare. De dimineață până seara. Seara te pui, mănânci ceva. Poate faci un foc, poate nu. Și culcare. Somn, dacă poți te odihnești. Dacă nu plouă, ați auzit. Mai sunt nopți când plouă. Nu dorm cum trebuie. Trebuie să ai grijă să nu fugă oile. Să ai grijă pe unde stai noaptea. Înainte de încheiere, vrei să spui ceva aici la urmăritori? Ce să le mai zic? Un mesaj, așa. Să te urmărească în continuare, să le mai vii cu vești bune. Să dea like și subscribe. Ce știi tu că e mai bine? Să dea acolo în continuare, că e mai surprins cu ceva frumos. Respect, la mulți ani, sănătate, numai bine, ne vedem data viitoare. Sănătate, numai bine.